Ești transpirat? Ești, uite, eu ce mi-e. Sunt un mire, nu știu ce pute, uite. Și ce e de făcut? Da, să nu știu ce puteri, poșteri cu ceva. Hai, da, da. Așa, poșteat, să fac și să țin de asta, ca ne pune asta. Salut, aveți și bine m-am găsit un nou videoclip. Astăzi ne jucăm jocul, un joc cu trenuri și trebuie să transportăm diverse, de exemplu, marfă sau călători. Momentul de față noi vom duce niște călători. Am selectat ora 6 pe simulator pentru că este ora 6 și hai să vedem compunerea trenului. Avem niște vagoane de M-Track, de călători, care din păcate nu le putem vedea înăuntru. Nu s-a selectat asta încă în simulator, poate pe viitor se va face un update pe în care vei putea intra în vagon frumos. Și dar putem vedea componerea trenului. Se va să seară, iar noi va trebui să aducem niște trenuri, niște călători către următoarea, către niște cărți, cam ceva emoții. Presia să și videoclipul ăsta foarte bine, uitați că soare deja în simulator. Și la noi, realitatea trebuie să răsară soarele, doar că, na. Asta este ușa vagonului, foarte bine reprezentată, dacă mă întrebați pe mine. Cert este că ar fi trebuit să fi pus vagoane de epoca 1, epoca Y și de clasa 1, pentru că nu se potrivește o locomotivă cu hoburi, vagoane de locomotivă M-Track. Deci să fim serioși că locomotivele M-Track sunt făcute mai noi și mai de altă generație, mai nouă. Astea sunt mai vechi locomotive și nu prea merg. Atunci, va fi foarte interesant să călătorim noaptea cu trenul. E prima dată când călătorim această oră în simulator și acum ajungem și eu acum. Cum o temba culmea că e oprită, deci. Nu știu unde este. Să facem aia aici, la bord. Aici e claxonul. Aici e clopoțelul. Și de aici trebuie să pornim noi, stați-mă un pic, să pornim farurile. Pornim pe ăsta, care care trebuie pornit, ăsta și ăsta. Și acum e gata de drum, hai să pornim. Da, e foarte simplu, se pornește de aici. Și aici. Asta chiar are un lucru foarte interesant, că se poate și... Pornim. Dar aici putem vedea singure. Care e cam cum așa, să vedem. Și noaptea, la locomotiva noastră trebuie să ajungă în locul. Noi avem doar 12 km pe oră, ceea ce e și bine. Pe tot ce se poate acționăm. Așa.
Trebuie să înaintăm un pic. Că pe copii unde nu pot intra călătorii, un pic, un pic. Dacă înaintăm un pic, n-avem de altă. Și hai să ne ducem până la balcoane. Vedem cum stă treaba. Normal trebuia să simuleze și becurile balcoanele, ceea ce nu le-au simulat. Asta nu prea face prea reușit simulatorul. Totuși e cât de cât sunetele duc cu realitatea. Dar vorba aceea se putea și mai bine. Suntem în noapte într-o beznă totală în care nici locomotiva nu poți să o vezi. Călătorii așteaptă, evident. Și la fel și noi așteptăm să nu plecare. Atunci se vede cât de cât de aici gara. Hai că trebuie să plecăm din gara. Încă nu. Că dacă mă înșel trebuie să așteptăm să face semnal verde. Foarte întunecat aici. Ce era că n-avem un bec la cabină. Și cum n-avem un bec la cabină, e foarte greu de dat seama. Când... Uite, acolo se văd călătoare că e bine totuși. Mă, cum unde-i semnal? Nu mă pic să ieșim din tele, n-am ce să fac. Să zic, trebuie să-mi dau seama unde-i semnal. Nu știu ce-s pe perinele astea. Cum te îmbolnăvești? Ce, scame? Să mai și scămâiește materialul. Ok, acum am încălător. După cum am mai zis, era chiar foarte frumos dacă puteam să intrăm în altul vagoane, ca în Time Sim. O să vedeți că o să fac și cu Time Sim episoade, doar că simulatorul ăsta se putea să facă și mai reușit. În fine, cred că trebuie să ne oprim o următoare stație și noi așteptăm momentul să se facă verde semnalul și nici nu-l văd, sincer să vă spun. Se bă semnalul de-a mamă, înainte să mai încep. Se bă semnalul. Și acolo sunt călători. Ok, deci noi se pare că avem de mers un pic. N-am vindeles. Hai că începem să luăm și călătorii aceștia. Și aici am dat de semnal bun. Am văzut o foto puternică. Da. Vagoanele de călători am deschis. Ok.
ce nu-mi place mie încă un lucru în simulatorul ăsta este că trebuie să aștepți foarte, foarte, foarte mult timp până când se face semnalul verde pentru trecerea trenului și e foarte lung acest joc, deci trebuie să oprești în foarte multe stații și cum și durează ceva destul de mult până când reușești să mergi în următoarele stații, de asta zic că, na, e cam nasol. Și cred că așteptăm și un alt tren de stăm atâta. Nu înțeleg. Deci chiar faza asta cu vagoanele care nu sunt cu becuri, nu-mi place. Deci hai să ne uităm puțin și la vagoane. După cum v-am zis, sunt vagoane Amtrak de călători. Da. Și asta e locomotiva. Încercăm și noi să așteptăm să facă semaforul verde. Da, văd că durează mult. Și de aia m-am învârtit așa în zigzag în simulator. Ieșim și noi și spălăm gara, că n-am știu ce să zic. Deci, aici sunt mașini. Foarte multe mașini, vedeți, suntem într-un oraș. Și noi aici putem vedea, uite, mașinile cum trec. Da? Și astea sunt blocurile. Și gara e aici. Și asta e compunerea trenului nostru. Și, da. Avantajul este în simulatorul ăsta că te poți și da jos din cabină să te plimbi și să mai și să intri înapoi. Deci este, după ăsta așteptăm, de fapt, pe semnalul ăsta. Și vreau să văd totuși dacă chiar, dacă chiar trece tren. Da, trebuie să le mâncăm. Acesta este locomotiva noastră. Pe fușa, cred că prima dată. Și noi putem trece și pe șine, dacă vrem. V-am zis, e foarte fain simulatorul. Am băut un pic de apă rece. Ai grijă că și eu am băut numai o țără și simt deja la dat. Aici cum de-ai aruncat o casetă cu carcasă? Nici carcasa nu era bună. Ce casă? Ai, n-am mai rupt, ce să țin. Mai va rupta. Să rup un moment. Nu, am avea și de altele că am o nevoie. Nu. Deci dacă merg eu mai mult timp până se face semnalul ăsta verde, cred că durează. Deci ajung să mă prind de-a dreptul. Am ieșit din cabină ca mecanic în simulator, mă refer. Și eu efectiv explorez ce este aici. Hai să ne uităm puțin și la gara. Era foarte fain dacă puteam explora și gara, nu de alta, dar vreau așa de mult până se face semnalul ăsta verde. Ajung eu să mă prind pe șină. Doamne, cât poate să dureze, mă, frate? Hai că se fac, uite. Nu putem să mai înaltăm? Doamne. Stai așa. Că mai există o variantă. Nu chiar înăuntru în cabină, încă nu, nu urc. Încă. Dar putem vedea trenul. Aha. Uite așa să fac și vagoanele. Ne plimbăm așa și ce să zic. E interesant. Hai că să văd. Ia iubea în orice caz cu țara nevoie. Cu faza asta că nu sunt luminate, că te chinui mult cu ochii, deci asta nu-mi prea îmi place simulator. Dar eu îmi place că totuși e simulat cu realitatea. Da, deci au răzut mașinile și deja înțelegi voi.
Unde ne aflăm? Deci acolo e terenul. Și nici acum n-am să află cu mami în semnalul verde. De ce zici asta? De ce trebuie să stau eu să aștept atâta după un semnal? Doamne! Da, și de aici pot să urc înapoi dacă vreau. Vedeți? Că am avat-o să scriu un bar, dar eu nu vreau să urc. Pentru că durează mult. Dar de acolo intrarea în cabină. Găsești și pe departe. Aici e intrarea în cabină. Dar după cum am zis, nu e luminată cabina și nu e fain. Dar aici e un bord. Așa. Dar mă văd și eu de cățușa mea, că e simpatică. Că nu-și găsea locul. Da. Deci nu știu, dragii, oricât stăm... Dar n-am mai pățit așa ceva în simatul ăsta, că dacă aleg o locomotivă diesel, nu durează atâta să mi se facă semnalul verde. Deci e roșu într-una, frate. Uitați-vă și voi. Nu s-a schimbat deloc în verde. No. Ce să fac, nu știu. Mă duc să mă prind pe peron, dar pe peron văd că nu mă lasă să mă prind. Deci, ce e o linie de tren, eu mă. De aici trebuie să vină de fapt trenul nostru. Deci e o linie care văd că nu-i folosită. Unde duce? Na, trebuie să-i spăvesc că pe aia poate se face între timp verde, nu știu. Că se face verde. Semnalul ce minunat. Dar vreau să văd și eu cum gara, că nu știu cum o să pot vedea asta așa. Doamne, e cam mică. Deci asta e gara. Ok. Asta e gara, asta e trenul. Deci, ne ducem pe linie secundară, nefolosită, și ne plimbăm. Doamne, ce tare! Dar după cum am mai spus, chiar că era frumos dacă puteam intra într-un vagon și eram călătoși. Nu m-am intrat în simt pe spația asta, în ceva în simulator cu trenul. Hai să văd dacă am ocazia să urc pe astea în deșine. Am urcat. Aici am... Soare. Aici putem vedea spatele vagonului. Și aici putem liniști să urcăm. Cred. Sau nu? Nu putem. Vai, deci e destul de nasol. Ok. Acum înțeleg că eu de ce nu pot ieși. Că sunt cu totul cu fața în vagon. Am intrat în vagoane. Dar nu înăuntru. Deja să ieșim că... Deci, văd scaunele din vagon, dar nu pot să intru în vagon. Deci asta e chiar ciudat. Deci uitați ce scaune paine în vagoane, de fapt. Și imediat o să ne întoarcem la locomotivă, da. Deci astea scaunele. Și călătorii, uitați-i. Da. Și aici suntem noi, practic. Trebuie cumva să ies printre tren. Printre locomotivă, vai. Deci când vă semnal ăsta, nu știu ce să zic, dragii mei. Dar... durează foarte mult. Ce... De ce au mai făcut ei semnalul ăsta? Nu știu. Și am observat că durează maxim 2-3 ore când se face verde. Asta chiar e aiurea. Și dacă ai înainte un pic în joc, zice că ai oprit misiunea și totul e fail. Adică... Dar dacă merg... Să vă zic o chestie interesantă. Dacă mergeți cu un tren de marfă în simulatorul ăsta, nu va apărea niciun semnal. Interesant. Și chiar interesant. Acu trenul de călător, stai mult și bine, în fine. Atât am vrut să vă și vă cum e cu trenul ăsta maravd. Și foarte interesant e modul ăsta din joc. Cum am mai zis. Nu
de aia, mă uitam că iară n-ai haine sau cum de venit așa. Hai că urc un pic în cabina ca să deschid vagoanele, că na, că te mai intercalător, dar eu ies tot de aici. Am ieșit din locomotiva. Mă puțin că trebuie să-mi dau seama cum să ies de aici, în spate aproape de tren. Numai puțin că ne-am oprit prea mult, prieten. Acum am ieșit. Bine, așa e să vă arăt dacă cum se deschid ușurile aceste vagoane. Prieten, că cred că se deschid altfel. Uite, bine. Ar trebui să ieșim afară mâine la loc când deschise farmacia, dar și așa. Na, bine. Nu vedeți? Nu știu dacă pot urca practic în vagon, nu cred că îi pot. Dar cam așa se deschide vagonul. Nu știu dacă aceste vagoane sunt compartimentate. Pentru că era fain. Dacă era cu compartiment. Ok, ok, să ne primăm și în direcția semnalului minune. Se face ziua în simulatorul meu. Așteptăm că e ora 5 și semnalul... Aleluia! În sfârșit, semnalul e verde, putem urca în tren. Și bine, dăm niște pornire și se pornește simplu, cum am zis. Super, putem pleca în sfârșit, dai să închid ușile. Dar nu-i pleca cu ușile deschise. Așa mi se pare mie. Așa e. Ai. Nu știu ce, cu cărnițe. Nu era cu cărnițe. Nu era cu cărnițe. Ne desfăceam în două să nu mâncăm. Nu le mânca, mame, că nu-i bun. Nu-i de jucat cu ele. Păi da, dar zicea că faci de aia. Ia, zi. Nu se faci orice te-ai ferit. Că tot faci. Orice ar fi. Și va, nu știu ce se întâmplă, dar mai merg tău nu acum, fii atent. Și dimineața, deși... Și zice că n-am voie să dau mașavio trenul. Thank you.
În sfârșit a pornit și turnul ăsta. Vai, dar ce mai fost făcut să jucăm? Foarte greu fost pornit turnul. Să jucăm, cred că doar mai trebuie să jucăm. Abia a pornit turnul, nu știu de ce. Acum putem închide și becul cu motive. E ziua. Așa. Că merg ca Mercu. Dar trebuie să merg. Că imediat ajungem în gala. M-am decărător de văsat.
dacă nu sunt mâncare. Ceea ce e ultima noastră destinație. Ceea ce trebuie să lăsăm tren. Și va dura ceva până când vom putea să lăsăm tren. Păi nu prea am înțeles pe moment. Că acum trebuie să opresc oricum. Nu, dragilor, sper că v-a plăcut și acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și să lăsați comentarii pe alți butonul. Eu sper că v-a plăcut acest video și nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like.